Majoritatea legislativă a votat în prima lectură proiectul cu privire la modificarea regulamentului Parlamentului. Împotrivă s-au pronunțat deputații comuniști și liberalii conduși de Mihai Ghimpu. Potrivit modificărilor propuse la regulamentul Parlamentului, aleșii care manifestă un comportament neadecvat ar putea fi sancționați, iar numărul declarațiilor la microfoane să fie redus. În același timp, la începutul ședințelor plenare nu se vor permite dezbatere pe alte subiecte decât cele incluse pe ordinea de zi. Totodată, deputatul își va putea formula întrebarea într-un singur minut și nu două, cum este până acum, iar pentru luările de cuvânt pe marginea proiectelor de lege au fost alocate 5 minute și nu 7. De asemenea, fracțiunea parlamentară va putea cere o pauză de cel mult o oră pe parcursul ședinței. Accesul în Parlament a deputaților cu megafoane și blocarea tribunei centrale vor fi interzise. Aleșii poporului care vor încălca regulamentul vor fi sancționați de Serviciul Special al Parlamentului. Deputații care nu se vor conforma deciziilor acestuia, dar și ale președintelui legislativului, riscă să rămână fără 25% din salariu și indemnizații. Pentru comportamentul agresiv, parlamentarul ar putea fi expulzat din sala plenului de către angajații unui serviciu special.